Salutare, oameni buni! Bă, mi-a venit și mie un gând așa, băi, am tot făcut vloguri de prin toate locurile, de prin amers. Bă, dar n-am făcut de la mine, de acasă, de la Bistrița. Așa că astăzi ne motorăm pe la Târgul de Crăciun din Bistrița, bine, două tori. E zi acum și o să fie seară, mergem o tură așa pe la intrare pe zi, să vedem cum se prezintă pe zi și să vedem cum se prezintă pe seară. Suntem pe pasajul ăsta frumos, cu acoperiș aici și cu lumini în pământ, care arată foarte bine și Târgul de Crăciun de la Bistrița. Începe chiar de aici, aici în față facultatea, cum ar veni, și aici începe și Târgul de Crăciun. Nu e cel mai mare, dar e destul de ok anul ăsta. Deci cam de aici începe Târgul de Crăciun, avem căsuțe, e exact în spatele catedralei, cum ar veni, și e împotopit destul de frumos. Avem căsuțe, încă nu sunt deschise toate, că nu-i seara și nu sunt pornite luminile, dar dăm întâlnire și pe seara. Avem tarabe cu chestii maramureșene, cu chestii tradiționale, cu de toate mâncare. Aici piei de oi, aici avem curtoș, langoș și tot ce trebuie. Aici frumos. Să nu stic în poza. Aici avem castane copte, cred că găsești tot ce vrei. Aici e locul lui Moș Crăciun, cred că. Stăm o tură așa în mare, ca atunci când se întunecă, să vinem înapoi. Intrăm și aici când se întunecă. Că atunci când e întunecat e totul mai frumos. Aici e catedrala. Și e o scenă în care seara cam se cântă colinde pe aia. Nu știu, anul trecut era patinoară aici, dar acum se face în fața la Casa de Cultură, cred că. Dacă se face. Aici ai bradul, dar încă nu i-a prins, cu Moș Crăciun, cu cizma asta și diferite decorațiuni. Aici arată super bine seara. Așa pe zi, nu știu. Parcă e un pic cam anost. Adică sunt multe chestii din fier, dar sunt destul de colorate. Brăduțul ăsta ciudat, după mine. Da, uite, sunt și oameni de Moș Crăciun, de fapt, spiriduși, cadouri. Și-au pornit, au pus radio aici, pe o jumătate de pietonal, ca să-i pietonalul. Și-au pus radio aici. Și cântă toată ziua Magic FM. Și aici niște steluțe prin care treci, care nu arată prea bine ziua, să fiu sincer. Arată ciudățel, dar odată ce întâlnesc, se aude radio și primăria zice că în fiecare an o să fie diferit, chiar un pic diferit. Alte dată erau bolt acolo unei târguri de Crăciun. Acum e așa, o instalație la fiecare de ăsta. Cu stele aici, un ceas, bine că e ciudat că s-au luat toate terasele de pe centru și au rămas așa, destul de gol. S-aude și radio Magic FM, cred că l-au auzit. Avem și chestiile astea aici, nu știu ce boltele astea, spuse total random după părerea mea. Deci încep de acolo și spuse așa. Arată ok când sunt pornite, avem aici un 2023. Și acolo mai e un brad care seara nu știu de ce, dar nu s-ar prinde, să vedeți, s-ar prinde o parte, dar nu chiar tot. Aici un om de zăpadă, teoretic. Și dacă treceți pe aici, acolo la Bistrița, mânca așa urmă de acolo. Deci, de la Marhab a căutat. Trebuie încercată. Mi se pare foarte bun, altora nu le-a plăcut, dar mi se pare genială. Eu acum am mai învârt pe aici, am niște treabă și mă duc la tuns și revin când se întunecă, pentru că atunci e chiar frumos și atunci o să fie toate alea deschise. Suntem aici, aici un om de zăpadă cu niște copăcei mici. Suntem aici unei lumânare, dacă sunteți din Bistrița, dacă nu, la prefectură. Și aici e o boltă, așa arată destul de bine totul. Să trecem un pic să vedem. Sincer, centru și aici la prefectură și la mall, bine, mult spus mall acolo, la Kaufland și magazinele noastre la Bistrița, arată bine, dar pe străzi mai nimic. Deocamdată, poate mai pun, nu mai pun, nu știu, dar deocamdată mai nimic pe acolo, nici o împodobire, prag pe niște stâlpi, nici clopoței, rest foarte puțin pe străzi orașului, doar în centru și aici. Dar aici arată frumos, cu la mulți ani, cu Stegul României Mare, că a fost din 1 decembrie, cu bolta asta, și aici frumos, un brad destul de mare. Aici o cutie poștală, unde poți să-i pui scrisor lui Moșu, cred că. Da, un tron care e și în centru. Și uite pe Moșu, Moșu, adică Moșu nu-i. Dar e renul cu stania lui Moșu
Și e un cadou foarte mare în care, ce să vezi, poți să intri. Ia, trecem prin cadou. Mamă, era un copil mic acolo ce m-am speriat de la dintr-o. Și vorbește ucraineană sau ucrainește, nu știu cum se numește limba. Uite aici niște dăștea frumos și copacii sunt așa. Și pe pietonal suntem iarăși unde am fost când era lumină. Uite aici un ren. Și chiar arată bine pietonalul așa seara, când e întunecat. Un soldățel acolo, random, care stă și păzește intrarea și pe partea altă e unul. Asta e brădutul de care v-am zis că nu merge complet, dar văd că acum merge. Un rat mai ciudat, nu merge partea asta, asta, dar acum merge. Interesant. Și cum au venit seara, tot au prins lumină. Au prins viața, ca să zic. Uite, 2023. Da, și cum e seara, parcă arată mult mai bine. Totul, mai ales decorațiunile. Și chestia asta care zice că o caracatiță, nu știu ce rol au boltele astea, puse efectiv random. Dar așa, instalațiile astea sus zici că, nu știu, zice țurțuri din care curgea apa acolo. Văd că s-a oprit radio? Nu, nu-i oprit. Și chestiile astea frumoase. Mașinuțele care poți lua din fiert, vată pe băț și steluțele astea. Care, acum, dacă e seara, parcă arată bine. Da, chiar arată bine, nu ca ziua. Da, uite, și pe lângă copacii de-alea. Și pe fiecare parte, la fiecare stâlpiu de asta. Văd că s-au făcut și niște de-astea de la terase. Nu erau până acum, unde poți să mănânci sau să bei ceva. Arată drăguț. Cu stelele astea care, nu știu, parcă nu mai luminează complet, sau cel puțin asta, uite. Pe partea asta parcă e goală, dar e arsă. Ciudat că dintre toți ăștia, doar cadoul ăla e luminat. Ei nu, săracii. Și am ajuns din nou la brad. Bradul ăsta arată, ok. Așa, cizma asta, un moș Crăciun care și asta e luminat. Cadou, iară soldat de ăla, tron din nou. Acolo, lumânarea aia chiar arată drăguț. E drăguță lumânarea și ajungem la tarabe din nou. Hai să ne dăm o tură așa. Da, așa, aici un fel de două valuri, așa. Acolo e scena și lumânarea asta, drăguță. Mai să vedem ce e aici, că eu n-am intrat niciodată aici. Sunt fiecare zi pe aici, dar niciodată n-am intrat la atelierul lui Moșu sau ce asta. Uite că poți intra. Chiar poți. A, și aici chiar e Moșu, și atelierul lui Moșu. Da, n-are rost să intrăm, dar să o ridic. Uite, are aer condiționat. Uite pe Moșu, de la Moșu și-o spui că e dorințe. Mai tare decât nouă. Asta faptelor, că sunt faptelor bune, da, e fain. E drăguț, dar n-are rost să intrăm, să sunt copiii să-și pună dorințe la Moșu. E tare. Mesele astea de făcute din butoaie, care arată drăguț. Da, să cam umple de apă, nu prea poți face nici pe ele. Și tarabe cu tot ce vrei. Mici cu șaormi, cu cartofi, cu cala români. Ia asta din alunca el, vei. Mă, miroase bine. Și asta. Fiecare costă are câte ceva, dacă ai nevoie. De astea miere, mi se pare. Aici brânză, ba nu-i brânză. Ba da, e brânză. Cărnat și carne. Încolo se iese. Fateluțe, decorațiuni.
Nu e foarte mare, dar nici mic, e ok, ca să zic așa, cuptorul, ceva turte dulce. Uh-huh. Ia, asta e închisă, sărăcuța. A lui Nina, ci că ia din om, iară. Alte chestii, o rămadă din fie, așa ce vrei. În seara când s-au deschis luminile, au fost pline aici de Sfântul Andrei în 30, băi, tot județul Bistrița-n Sordo a fost aici. Aici aveți langoș. Și astea, mi se pare cam overpriced toate chestii de vinul, fier, langoșul, mâncarea, tot e scump. Un langoș care înainte era 4 lei normal, adică langoșii plăcinte, dar cu brânză, smântână și usturoi. A ajuns acum să fie 15 lei, multicel. Dar cam ăsta e târgul din Bistrița, eu v-am arătat cum e pe aici, pe la mine. Eu sper că v-a plăcut, am zis să dau și o tură, măcar să arăt și eu unde locuiesc, cum e aici. Pe 2022, la 2023 cred că va fi altfel, pentru că să zicem eu că o să fie altfel. Avem și patinoare, dar încă nu-i făcut, o să fie făcut la Casa de Cultură. Eu am fost Deo și pa, pa!